Incendiu violent în sectorul 1 al capitalei, izbucnit în urmă cu puțin timp, o clădire a luat foc, iar pompierii au fost mobilizați în zonă cu mai multe autospeciale. O clinică ce s-ar afla la parterul imobilului se pare că a ars. În legătură telefonică directă cu noi este purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență București, Ilfov, Major Daniel Vasile. Bună ziua, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua! Ce s-a întâmplat mai exact acolo și vorbim despre victime? Sunt victime? În primul rând, în acest moment, incendiu este localizat. Nu mai există un pericol de extindere la vecinătăți. Este o zonă preponderent cu case și blocuri, zonă de locuințe. Însă, acesta a fost cel mai mare pericol, ca incendiu să se propage. În acest moment, acest risc a fost îndepărtat. Revenind la manifestarea incendiului, acesta s-a produs și s-a manifestat în cea mai mare parte la nivelul acoperișului. Fiecare nivel al acestei clădiri are aproximativ 250-300 de metri pătrați și au fost concentrate în mod progresiv 9 autospeciale de stingere care au acționat pentru stingerea efectivă a incendiului, dar și pentru protejarea vecinătăților. Până în acest moment nu sunt persoane rănite ca urmare a acestui eveniment și în acest moment se lucrează la partea superioară, la acoperiș, pentru îndepărtarea învelitorii, pentru că mai există mici focare de incendiu. Se cunoaște cauza incendiului? În acest moment nu a fost determinată o cauză de incendiu. Important este ca în minutele următoare să fie declarat stins acest incendiu și apoi să urmeze etapa de investigare a circumstanțelor pentru a determina de unde a fost inițiat acest incendiu și modul în care s-a dezvoltat.